Și când fixam calendarul de lansări cu Gabriela Maz, directorul de promovare, ea știind că o mai au cu Alin din când în când și am pretenția infamă să fiu menajat, m-a abordat un văluitor cum este felul și mi-a spus: dar la Ramona Ursu vrei să vorbești? Și am spus: pentru Ramona și pentru cei ca ea, oricând, orice ocazie, în orice zi, Gabi, pot să confirm. Există un mesaj scris. Pentru că există o populație purtătoare de conștiință și purtătoare activă de conștiință, o populație care nu e atât de numeroasă cum am crezut. Din ea fac parte Ramona Ursu, autoarea cărții, și Radu Vancu, unul dintre purtătorii de conștiință și unul dintre nucleele de rezistență, conducător al grupului Govedeni din Sibiu. Un om pe care îl vedeți și care la rândul lui îi vede pe cei pe care trebuie să-i ia din piața Puet, nu? Pe acolo. Bun. Sunt câteva lucruri de spus, n-am să mă pun eu în fason, am să vă spun doar atât. Că este alarmant faptul că Ramona Ursu scrie la interval de câteva luni două cărți, amândouă formidabile, care au la sfârșit semne exclamări. Nu știu dacă ați observat pe asta. Deci faptul că două cărți se termină cu semne exclamări este un lucru, reprezintă un simptom, da? Crimă și pedeapsă nu e cu semne exclamări, deși avem și noi crimă și pedeapsă aici în România. Cei trei mușchetari nu e cu semne exclamări. Cărțile astea două sunt cu semne exclamări, ceea ce invită la căzut pe gânduri. Mai mult, pe o postare recentă de Facebook, n-am Facebook, dar zicem ca să avea, unul dintre oamenii prezenți în cartea asta, Cătălin Teniță, vine cu ideea că Ramona Ursu s-ar putea să mai scrie o carte, tot cu semnul exclamării, care se va chema N-a scăpat. Nu știu dacă e bine să o scrie sau nu. Ce știu este că ea face o treabă nemaipomenită, având grijă de noi. Ce mai știu este că această carte se deschide cu o dramă. Se deschide cu o discuție în care copilul îi spune mamei: eu plec în Australia. M-am informat, e bine, acolo o să fac rost de o țară, o să învăț să o apreciez și ea o să învețe să mă aprecieze și poate chiar să mă iubească. Copilul, Matei, are 12 ani. Ramona mai are 6 ani până la deturnarea lui, până apoi spre România. Pe urmă, cartea asta spuneam că este opera unui om care, și reiau formula, are reflexe de veche civică. Un om care este în piață, un om care scrie despre ce se întâmplă acolo și un om care nu se lasă pus la pământ. E o carte în trei părți, în trei timp: Mafia vs. România, prima parte, Jurnal de rezistență, partea a doua, și Dialogurile mele, partea a treia. Aș vrea să vă citesc doar două fraze, tot din Cătălin Teniță, un pic atât. Dumneavoastră sunteți? Mă bucur. Așa. Spune așa: în general, creierul nostru nu e construit pentru a sesiza trenduri pe perioade mai lungi. Dacă nu te doare ceva și dacă ai hrană în stomac și un loc unde să pui capul, mamiferul din noi este liniștit. Din păcate, din asta se nasc relele sociale. Din liniștea egoistă a mamiferului. Din incapacitatea noastră de construcție, de a vedea dincolo de orizontul zilei de azi. Și mai spun un lucru după care o să-l rog pe Radu Vancu. În logica unei lipsă de politețe crasă, începe un bărbat, continuă altul, dar lăsăm de sortul pentru final. Mai spun un singur lucru și anume un decupaj din consemnarea din partea a doua a lui Sabin German. Momentul este uluitor. Deci copiii lui Sabin German se duc la proteste. Sunt copii de școală. Fac rost de carton, fac rost de marcere și se duc cu părinții la proteste. Cum se duce Cosmin Alexandru, cum se duce Vlad Voculescu, cum se duc toți oamenii de ispravă de pe aici de la noi. Ce scriu copiii pe pancartă, că asta este căpăcitor? Scriu așa: știi că e rău când copiii au pancartă. Da, mi se pare ceva dincolo de suprarealism. Și se pare și în același timp o formă de maturitate și de implicare și de bună cultură civică instilată pe familie, cum aș vrea să văd în fiecare casă, pe fiecare scară de bloc, în fiecare parc și pe fiecare bancă, cu sau fără îndrăgostiți. O salut și pe Emilia Șercan.
și pe cei care încearcă să dea puls și culoare unei românii care stă încet, încet sub gheață. Mulțumesc, domnule. Ne vedem în plus. Bună seara. De parte, e foarte deprimant că există această carte. Ramona Urso a fost nevoită să scrie aceste două cărți, aproape trei cărți, despre răul României contemporane. Pe de altă parte, este foarte tonic și o să explic și de ce e deprimant și de ce e tonic. De ce e deprimant, de fapt, nu cred că e nevoie să explic. Cei mai mistici, așa, dintre noi ar putea zice că e un manual de demonologie. Știți că e acea formulă celebră a Hannah Arendt, care îi place și de Vladimir Tismăneanu și pe care o tot reproduce, după care totalitarismul înseamnă felul în care intră diavolul în istorie. E o demonologie în care acești diavoli poartă diverse chipuri recognoscibile. Pacul mustață și cu dinți cariați, cum e Vrania, fac chipul lui Iordache, adică un demon cu aparență bonomă și tâmpă, dar de fapt foarte, foarte toxică. Fa lui Șerban Nicolae cu frazele lui reproductibile despre doamna Chichirău. Mă rog, nu o să mă apuc acum să-i descriu pe fiecare, să spun cum arată, să ilustrez acest manual de demonologie, dar pot să-l citesc și așa. Ca pe o carte care inventariază invazia de demoni din corpul României recente și pe care sperăm toți să reușim adunând în piețe, să le spunem chipul tău e legiune și să-i face să se arunce în mare. Dar mai e de muncit până acolo. Cei lipsiți de vibrația asta mistică, am putea zice că e un manual de patologie. Că e de fapt patologia, tablou clinic, simptomatologia bolilor de care suferă, bolilor politice de care suferă România recentă. Și e deprimant că sunt atât de mulți demoni, e deprimant că sunt atât de multe boli și că Ramona Urso a fost nevoită cu o răbdare angelică, de fapt, să stea benedictină, cum așa cum scriau de călugării medievale de trași în mănăstire, tratate de genul ăsta care inventariau demonii sau cu medicii stau și inventariază boli, așa s-a și ea și unul câte unul i-a prins pe toți în paginile astea care din punctul ăsta de vedere sunt deprimante. De altă parte, e foarte tonic, pentru că tot Hannah Arendt, dacă am pomenit-o pe an, spune altundeva că după al doilea război mondial, în toate țările civilizate, problema centrală pe care vom discuta intelectualii va fi problema răului. Așa cum spune Hannah Arendt în acel text, așa cum în toată Europa civilizată, după primul război mondial, problema centrală a intelectualilor a fost problema morții, pentru că se întâmpla pentru întâia oară moartea la un nivel din ăsta astronomic, atunci a fost inventat de către statisticieni termenul mega-moarte, mega-death, nu informația, ci termenul ca atare. Tot ce depășea un milion de morți era numit mega-moarte de către statisticieni. Și au discutat problema morții. Ei, după al doilea război mondial, spune Hannah Arendt, problema centrală a intelectualilor europeni va fi cu siguranță și a avut dreptate problema răului. Cum e cu putință să se nască răul în mijlocul unui civilizat? Și știm că asta s-a întâmplat, iar faptul că la noi se discută răul cu atâta ardoare. Ramona Urso scrie două cărți cu semnul exclamării, apropo, primă și pedeapsă, într-adevăr n-are semnul exclamării, dar mă tem că la noi, după cum arată legile, partea cu pedeapsă nici nu va mai exista. Va fi doar crimă și atât. Crimă, punct. Bun, faptul că Ramona Urso, Emilia Șercan, oameni de asemenea calitate, scriu cărți despre răul, care documentează răul care se întâmplă în ultimii ani în România, arată că, pe de altă parte, cumva, reacția lumii civilizate începe să o avem. Adică, faptul că putem reacționa la lucruri, putem documenta, că avem instinctul etic de a scrie despre el, că avem nervul civic de ieși în stradă. De asta, 16 luni deja, de fapt, dacă documentăm din 2013 încoace și luăm și Roșia Montană și toate efectele astea, avem 5 ani de continuitate în a reacționa la rău, arată că România asta, așa deprimant cum arată ea, are instinct de bine. Sunt atâtea reacții la rău, pentru că nervii binerii sunt totuși reactivi, sunt încă funcționari. Și acum, totul este, dacă vom reuși, e un război, bineînțeles, un război teribil, cred e un război de maturizare politică și civică a României, dacă vom reuși să-l câștigăm, eu cred că vom reuși să-l câștigăm, generația lui Matei, generația fiilor și fiicilor noastre,
va avea o țară care va semăna cu lumea asta către care vrem să ne îndreptăm. Dacă vom pierde, mă tem că va fi fără semne de exclamare, fără semne de întrebare, fără semne de punctuație, va fi o frază din tratatul ăsta de demonologie, în asta se va transforma de fapt România. Se va transforma în ilustrarea unui tratat de demonologie, nu avem dreptul să lăsăm asta să se întâmple. Și o să închid spunând așa, cele trei pagini inițiale, discuția cu Matei, cu fiul de 12 ani al României, e unul din cele mai emoționale și mai intense și mai cutremurătoare lucruri citite de mine recent. E intens ca un poem, deși nu are nimic liric, nimic contrafăcut liricul meu. Acea discuție care un copil de 12 ani, deci de clasa a 5-a, și-a creionat tot destinul în cap și spune mamei, are toate argumentele, știe ce va face, voi face adică și informat. Viața mea va fi așa și vorbește foarte calm. Iar ea are genul de reacție pe care nu vrea să-l arate, vulnerată, foarte intensă, foarte emoțională, evident, și începe să-i spună fraze patriotice pe care le protestă, dar iubirea de țară. Și îi spune, da, nicio problemă, în 10 ani voi fi cetățean australian și voi fi țara aia. Voi avea țară, voi avea iubire de țară, voi avea o țară care mă iubește și pe care mă iubi. Înseamnă că nu... E o lectură care se explică de unde vine tot vortexul ăla emoțional care ne ține de atâția ani în stradă. De unde avem forța respectivă? De ce noi avem mult mai mult de apărat decât au ei? Ei au de apărat niște vile, niște discipline, niște conturi în bancă. Noi avem de apărat Matei noștri. Și din cauza asta suntem atât de motivați și cred că tot din cauza asta vom câștiga războiul. Și a venit la lansarea cărții. Sunt foarte mulți oameni din diaspora care de anul trecut, de după ordonanța 13, au trecut într-un fel să iau legătura. Asta a fost partea bună, că am făcut foarte mulți prieteni, am cunoscut foarte multe oameni buni, dar nu aș fi vrut neapărat să fie această conjunctură în care să relaționez cu oamenii, și anume o situație în care noi eram cu toții pe stradă și nu știam ce se va întâmpla cu țara noastră, cu viețile noastre, cu viața copiilor noștri. Mai devreme despre Matei. Odată oamenilor din diaspora, îl vreau foarte mult să le mulțumesc. Apoi sunt cei pe care i-am găsit atât în Piața Victoriei, cât și în alte piețe din țară. Cătălin Tenită, despre care vorbeam mai devreme, domnul Radu Paraschivescu, Mihai Matei, pe care îl salut, și care a scris unele dintre cele mai frumoase rânduri pe care le-am citit vreodată și care se regăsesc în cartea asta. Oana, care a venit de la Iași, Oana Vasiliu, și care este unul dintre cetățenii, dintre puținii cetățeni, cred, din Iași, de care primarul Chirica are o teamă foarte profundă atunci când Oana se duce pe la primărie și se duce des la primărie. Și mulți alți oameni, Sabin German, care au scris, toți acești oameni au scris în jurnalul de rezistență. Atunci când ne-am bucat, fiecare a spus da din prima clipă. N-am avut niciun fel de emoții că vor scrie mult mai bine decât mine. Deci ceea ce veți citi în jurnal de rezistență, poveștile acestor oameni despre ultimul an în Piața Victoriei, sunt cu siguranță rânduri mult peste ceea ce eu am putut să scriu în prima parte a cărții. Acum aș vrea să mulțumesc editorii Humanitas și domnului Liceanu pentru niște cuvinte pe care dumneavoastră mi le-a spus la sfârșitul anului 2016. Când am început eu, de fapt, să înțeleg că presa e un pic dificilă pentru unii patroni care nu o înțeleg. Și domnul Liceanu a spus că atunci a avut cele mai frumoase sau cele mai potrivite cuvinte la momentul respectiv. Apoi, referitor la carte. Așa cum spuneam și anul trecut când am lansat Noaptea ca hoții, a fost o carte pe care eu nu am vrut să o scriu. De asemenea, nici vă vedem, nu am vrut să scriu. Pentru că ceea ce aș vrea să scriu, de fapt, ar fi un roman de dragoste, pe care nu am vrut să-l scriu niciodată. Este a treia carte, Vă vedem, pe care o lansez. Prima a fost despre doi securiști, domnul Marian Munteanu și domnul Miron Cosma. A doua a fost Noaptea ca hoții și acum Vă vedem, și nu mai ajung niciodată la acel roman de dragoste pe care eu
totuși mi-l doresc să-l scriu. Dar, deși n-am vrut, a fost o carte care a trebuit să o scriu. M-a trebuit să scriu și noaptea ca hoții, pentru că, din păcate, trăim niște vremuri în care foarte puțini oameni, mă rog, sau foarte puțini jurnaliști, mai reușesc să pună rândurile, sau să pună în rânduri acele povești așa cum trebuie despre realitățile pe care le trăim. Pentru că dacă am avea o presă sănătoasă, poate că nu aș fi simțit nevoia neapărat să scot eu cărți. Poate ziarele ar fi fost în așa fel încât să le dea și informațiile, dar și satisfacția civică că cineva ne reprezintă acolo unde trebuie. În lipsa acestei prese, acestei prese puternice pe care eu mi-aș dori eu, atunci unii dintre noi ne-am ocupat să scriem cărți. Că nu prea avem unde să publicăm. Anul trecut a trebuit să public în revista 22, ceea ce a fost foarte bine și a fost unul dintre puținele locuri unde am putut să mai public. Anul acesta, din fericire, cu încă câțiva jurnaliști, în lipsa unei oferte generoase, ne-am făcut propria revistă. Mai exact este vorba despre Newsweek România. Acesta este contextul în care a apărut această carte, pentru că nu prea ai niciunde să te exprimi, în același timp ca jurnalist, dar și ca cetățean, simți nevoia foarte tare să transmiți mai departe ceea ce tu știi, să le arăți oamenilor realitățile, nu cele pe care le vedem, din păcate, la televizor, pe cele mai multe ecrane. Și așa a apărut Vă vedem. Acum, ce vreau să spun, deși Radu Ancu spunea că este, pe de-o parte, o carte care se arată oarecare tristețe. Poți să o termin citind cartea, poți să termin un pic într-un fel de depresie. Sigur că este o carte tristă. Mi-a mai spus cineva zilele trecute care a citit-o și persoana pe care o regăsesc aici, Martin, a spus că este o carte foarte grea pentru că arată că ne-au făcut. Eu sunt de acord până la un punct cu acest ne-au făcut și ceea ce mă face pe mine să cred că nu ne-au făcut este că oamenii ăștia încă continuă războiul, pentru că dacă ne-ar fi făcut, s-ar fi oprit din război, deci am fi dus ultima bătălie, nu am dus ultima bătălie, am dus doar câteva dintre bătălii. Pe unele le-au câștigat ei, pe altele am câștigat noi, până la final mai este foarte mult. Dar chiar asta vreau să spun, chiar dacă mi se pare că totul este foarte negru acum. Avem săptămâna asta această decizie a CCR, iarăși pe care mulți dintre noi am perceput-o cu o lovitură ultimă și se va duce țara în groapă. Părerea mea este că nu se va duce și cred că, așa cum spunea Cătălin, voi scrie următoarea carte până la romanul de dragoste, care chiar așa se va numi, cum a spus Cătălin. Da, nu știu dacă anul viitor, poate chiar până la sfârșitul anului acesta va fi următoarea carte despre ceea ce se întâmplă în stradă. Acum, nu este doar un optimism, cum să spun, pe care eu vreau să-l transmit, nu este ceva cu care eu mă păcălesc, că trăim, care vom face bine. Nu, pur și simplu cred că este imposibil ca după o trezire, totuși a societății, fără precedent, a societății românești, fără precedent pe care o trăim acum, este imposibil ca lucrurile să rămână cum vor niște oameni care, de fapt, la nivel mental, nu s-au schimbat în niciun fel în ultimii 30 de ani. Între noi și ei, singurii care s-au schimbat, suntem noi. În contextul ăsta, nu văd cum niște oameni cu o mentalitate de hoți, într-adevăr, dar rămași la nivelul anilor 90, totuși, ca adaptare la societate, ar putea să câștige un război cu o societate civilă sau cu o țară care a făcut foarte mulți pași înainte. Acum aș vrea să închei cu ceea ce spunea Mihai, care a scris în cartea mea, un antreprenor pe care le găsim în Piața Victoriei. Textul lui se cheamă Iubiți-vă în seara asta ca nebunii și mâine ne vedem în piață. Vă mulțumesc foarte mult! Este un loc unde se dă autografe acolo, la mine. Mulțumesc! Nu știu, e posibil să fi scris deja romanul de dragoste, povestea dintre Miron Cosma și Maria Montanu. E dragoste între saurieni.